Deci, practic, fata în costum de baie Dieu Pies, ești tu. Nu, să nu te recunosc. Păi dacă mi-am pus ochelari, evident. Dacă mai puneam și pălăria, credeai că... Categoric. Cum ai plănuit vacanța? Ați fost pe croazieră sau cu avionul? Nu, am fost cu avionul. Am zburat din Frankfurt spre Rio, direct, cu aterizare, timp de 11 ore. Ați aterizat? 11 ore ați tot aterizat? Am tot aterizat. Dar să știi că zborul a fost foarte lent, a fost foarte ok. Așa. Mi-era frică de 11 ore, n-am zburat niciodată atât de mult, dar s-a meritat, crede-mă. Mă, puțin să ne scuz. Iar? Mă, duceți-mă de aici! Noi... Deci ce fac? Noi... A, voi vreți să mă scoate din emisiune? Scoate canapeaua, că stă ea unde poate. Diana, stai unde îți vine. Nu, haide să nu... Haide să nu iau un loc. Și... Și cum e la Rio în perioada carnavalului? Nu e înghesuială? Am înțeles, eu am lucrat pentru brazilieni o perioadă, să știi. Îmi spuneau că nu e chiar așa, ci că dacă îți vine să... Să ce? A, poți să faci acolo. Oriunde. Oriunde poți să o faci, deci am și văzut cu ochii mei. Că da. nu mai apuci baia, adică deci nu e loc pentru atâtea. Nu e loc pentru atâtea, evident. Iar și... foarte multă lume doarme și pe stradă, deci da. E libertate extraordinar de... Nu numai doarme pe stradă, am auzit că e o libertate... Totală. Dacă te apucă... Zice că e, cum să zic eu, dragostea e ca cu fureala. Este... Și că unde te apucă acolo trebuie să nu mai lungești. Așa am auzit de la partenerii mei de... Am auzit și eu, dar să vezi că noi turiștii eram foarte diferiți de cei care sunt de locuitorii, da, de localnici, pentru că noi purtam gențile și ghiozdanele în față. Da. Telefoanele în sutien. Deci, ca să înțelegi, deci toate lucrurile trebuiau să fie cu mare grijă și să fim foarte atenți la toată... De-aia dansați mai mult din partea de jos, că în partea de sus amestecați telefoanele și atunci... Păi, dacă ești în costum de baie, evident că este mai comod să-l porți aici. Dar ce mi-a plăcut cel mai mult este că bărbații purtau fuste! Purtau colanți, purtau tocuri, deci au ieșit bărbații din tipare exact în perioada carnavalului. Păi... Și ție ți-ar sta în fustiță, să știi. Dar fă mai lungă un pic. Să spun ceva, în 38 de ani mai lungă nu se poate. Nu se mai face. Deci bărbații poartă fuste la Rio. Poartă fuste în perioada evenimentului. Și da. Nu doar câteva săptămâni, dar câteva luni. Deci eu am prins cea mai frumoasă lună din an, da, pentru că am prins 40 de grade, da. Și am ajuns la minus 10. Deci îți dai seama ce diferență. Ce corpul tău nici nu înțelege ce i s-a întâmplat. Păi înțelege foarte bine. Doar că adaptarea la cele 4 ore diferență de fus orar, deci a fost mult mai grea. Da, când te întorci e mai greu. Când exact. Te duci am înțeles că ești ok, nu? În perioada când trebuia să mă întorc, deja mă obișnuisem și nu vreau să mai plec, înțelegi? Deci e o chestie din asta mai complicată. Te-ai muta la Rio dacă ar fi după tine? Să stau acolo tot timpul. Uite, prietenii mei din România și din Rusia stau la Rio. Da. Și mi-au zis că vor să plece de acolo. Așa. Pentru că sunt nevoiți să muncească la 2-3 joburi ca să câștige măcar $1000 pe lună. Să se întrețină. Să se întrețină. Deci da. E complicat la dar capitolul e periculos, economie. Cum se zice că e periculos... Păi, rusoica mea, da, zicea că mergea în transportul public, în autocar și la un moment dat vede un tip de culoare care se tot uita așa la ea mai lung. Așa. Și ce, Diana, aveam geanta, la un moment dat am început să-mi strâng geanta. Zic, nu știam ce este mai important pentru el, geanta sau eu? Și fiind rusoica a zis, dă-o naiba de geantă. Nu, și s-a strecurat așa printre oameni și a ieșit. Deci e oricum te simți o privit. Chestie am înțeles. În care nu ai toată garanția că poți să fii safe, știi? Dar brazilienii sunt frumușei, cum se zice? Wow, într-adevăr sunt superbi. Nu? Sunt sculptați, deci fac sport brazilienii, da, și brazilienii. O fi și de foame, Diana, că nu e. Păi nu știu, că eu am înțeles că ei fac duș doar în mare. Da? Da! Deci mulți din ei fac duș în mare, ca să înțelegi. Și, da, ok. Și... Sunt mai sărați, înțelegi, la gust. Am stins ăsta. Pe ce am apăsat? Eu. Pirica. Patratul negru! Ăsta e dreptunghiul negru. Păi vino mai aproape, vino aici lângă mine. Ce face un pupic de la Georgica? Păi nu, că trebuie să păzesc aici un pupic. Imaginile cu tine, dacă ies în public.
Ia uite, ai prins și de-astea fete cu pene. Cum sunt e, cum se zice că Vai, sunt, fata sunt, din poză. Se zice că sunt focoase. Fata din poză este chiar Miss 2017, Bă, anul trecut. Dar care... ce noroc să ai tu să te pozezi cu Misa. Wow, îți dai seama. Da. Și dansează atât de frumos, era acolo în stradă și făcea poze cu toată lumea. Da, nici tu nu te-ai lăsat, ți-ai lăsat sandalele astea tip daci și romani, le-ai cărat după tine 11 da. Ore. Bă, cum e femeia. Am plecat în blană și am ajuns în chiloți. Da. Așa mi s-a... Costum de baie. Așa am venit și eu la București. Am venit bogat și uite-mă. Oricum da. Vreau să spun că nu e deloc scumpă viața acolo. Nu într-o pereche de pantaloni scurți și o fustiță poți să trăiești tot anul. Doar să le Chiar mai... nu ai nevoie da. Da, de foarte multe speri. Ținute. Eu am plecat cu valiza aproape goală și am venit cu ea plină. Dar ce scrie aici pe găleata asta de gunoi? Sau ce nu, e punga ei, e geanta ei. E geanta ei arată ei. Ca o găleată de gunoi. Păi arată și eu mă gândeam, zic, uite, mi-a stricat poza. Și da. Mișto, mișto, am văzut că e Mi-am luat și eu niște pene, să știi, așa pe cap. Deci, wow, da. Nu costă deloc. Cum? Nu și astea poți să le pui, dacă le pui așa, ieși de acolo, de la carnaval. Erika, îmi strici interviul. Și vorbește cu Spider-Man să stea locul lui, te rog eu. Scuză-mă. E, da. Deci a fost fain una peste alta, te mai duci? Da, da, data viitoare vă iau ca să învățați să dansați în stil Rio. Pentru că am văzut că mai aveți de lucrat. Cum să? Șoldurile? În special spatele. Da, la Isus ai fost sus acolo? Care am fost la Corcovado, pe muntele Corcovado. Am călătorit cu trenul spre munte, spre destinație. Toată lumea impresionată de tot view care era acolo, munți, ocean, iahturi, da, corabii de croazieră. Știți că fața e sculptată de un român? Cine? Fața este sculptată de un român. Da, da de, știam, da, știam, da, da. Cât de mare e așa, dacă ar fi să o luăm după un bloc de-al nostru? Din București. Vai, la ce etaj crezi că e? Cred că 10 etaje sau mai puțin. Atât de mare, 10 etaje? Sau vreo 7. Păi 7 între sau... 5 și 10 etaje. Hai, că nu, chiar nu am fost atent. Dacă punem 2 metri jumate se pune la Trebuia etaj. Trebuia să-mi iau un metru să măsor, să urc până sus și să cobor. Da, am înțeles. Poți să urci? Poți să urci? Nu prea ai voie pentru că e pază și eu am urcat acolo așa pe o chestie să pozez și vine doamna la mine și zice down, down, coboară jos. Și a zis down. A știut că ești din România. Down, down. Am înțeles. Limba, cum ți se pare? Portughezul lor de Brazilia. Foarte melodioasă, nu? Melodioasă. Am învățat hola. Hola. Mai multe cuvinte, dar nu le spun acum pe dacă, toate. Dacă ai trecut un ocean să înveți hola, te învățam și aici. Adică am crezut că... Nu, hola era primul cuvânt pe care l-am învățat de acolo. Da. Dar sunt multe cuvinte frumoase. Am și plecat cu telecabina mai sus de înălțimea muntelui Corcovado. Da. Deci a fost mai sus. Am văzut Rio chiar de sus, de sus, de sus. Și am prins și norii. Deci prima oară m-am simțit F-16 pe Corcovado în august, exclus. Să-ți spun un secret. Nori și ola avem și noi aici la Sinaia. Dacă te duci, sunt nori și poți să te duci asupra norilor. Știu, dar nu se compară. Nu deci se compară aici nori. Totul e mult prea simplu. Acolo trebuie să faci un sacrificiu. Da. Dacă ți-e frică de zbor, să treci peste și să zbori 11 ore. Da. Dacă ți-e frică de înălțime, să treci peste și să urci și în dacă vârful muntelui. Dacă ți-e frică de sărăcie, e și mai... Mulțumim, da, Diana! Este. Ne vedem pe pagina de... Mai să nu te recunosc care ești tu în poze. Luăm scurt.